Bine m-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire de gradul zero. Invitatul meu de astăzi a avut mai multă experiență, e interesantă și palpitantă istoria lui, modul în care Dumnezeu a răspuns rugăciunilor și așteptărilor sale și cred că mulți dintre noi vom fi inspirați în această poveste. Avram Sabou este invitatul meu. Bine ai venit, Avram! Pare bine să fie invitatul tău, Dumnezeu să vă binecuvinteze! Mulțumim! Îmi stătea pe vârful limbii să spun experiența ta, experiența casei, dar cred că nu casa e relevantă, ci modul în care Dumnezeu te-a învățat atât de multe lucruri despre generozitatea, suveranitatea și modul în care El răspunde și la depășește. Rugăciune. Exact, depășește rugăciunile și visele noastre. Du-ne în povestea ta. Dumnezeu pentru noi a făcut o minune. Cred că face multe minuni pentru noi, dar mă refer la această minune la care tu ai făcut referire, despre asta vreau să vorbesc. S-a întâmplat ceva în viața noastră și în viața mea personală. Eram undeva în anul 2000 și terminasem liceul și doream într-un mod special ca să mă realizez din punct de vedere material. Și noi știm că Dumnezeul nostru ascultă rugăciunile și multe rugăciuni ale noastre au fost ascultate, de aceea putem povesti despre foarte multe minuni ale lui Dumnezeu. Așa este. Și sigur că noi suntem beneficiari minunilor lui Dumnezeu. Chiar dacă scopul este acela de a-L glorifica și a-L lăuda pe Dumnezeu și de a arăta oamenilor cum Dumnezeu lucrează într-un fel sau altul. Eram în anul 2000 și terminasem liceul și la un moment dat am zis... Vreau să mă realizez material. Iar pentru asta vreau să știu ce am de făcut în viață ca să mă realizez material. Pentru tine realizez material ce însemna? Cel puțin în perioada aceea însemna să am o locuință mea, să am o casă mea, să am un loc unde să stau, o familie, să fiu realizat din punctul acesta de vedere. Uitându-mă în jur, mi-am dat seama că perspectivele în țară sunt puțin limitate sau chiar mai mult limitate, aș putea să zic, pentru mine în contextul acela. Iar atunci am zis, ce se întâmplă acum în perioada asta, foarte mulți tineri, ca și mine de asemenea, s-au uitat peste granițele țării și au zis, uite, plecăm încolo, plecăm în cealaltă parte ca să ne realizăm material. Și am zis și eu, faină idee și pentru mine, și poate și mie o să fie potrivit și pentru mine o astfel de experiență, să plec să mă realizez din punct de vedere material. Ce voiai să lucrezi? În acea vreme eram dispus să lucrez ce lucrau românii, care plecau dincolo, orice, pentru a mă realiza. Bineînțeles, poate în domeniul construcțiilor și aveam puțină experiență și am zis, ok, ăsta e domeniul în care poate mă voi duce să lucrez dincolo. Dar am zis, fac pasul acesta, nu fiind interesat de voia lui Dumnezeu, pentru că știm că Dumnezeu, voia lui Dumnezeu este mai importantă ca orice pentru noi. Iar momentele acelea am zis, ok, mă voi ruga lui Dumnezeu să îmi dea Dumnezeu El direcția aceasta. Dacă e direcția aceasta să plec, să văd și Dumnezeu să-mi vorbească într-un fel sau altul ca să iau drumul acesta al pribegiei, al exodului, ca și ceilalți tineri. Și Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea. Și Dumnezeu vorbește în feluri diferite și în moduri diferite. De data aceea Dumnezeu mi-a vorbit mie printr-un mesaj profetic. Și mi-a spus Dumnezeu, în felul acesta am înțeles eu, ca să rămân în țară, să nu plec, că în felul acesta Dumnezeu mă va binecuvânta aici și mă voi realiza cu alte cuvinte aici. Bineînțeles că aceasta a fost o promisiune lui Dumnezeu pe care am așteptat-o oarecum și de care m-am acățat. M-am prins aproape cu mâinile amândouă, dacă pot să zic așa, la figurativ, de această promisiune și zic, Doamne, ai promis lucrul acesta, nu-și cer ca un merit, ci ca o promisiune pe care Tu mi-ai promis-o mie, vreau, te rog, Doamne, să mă binecuvintez, așa cum Tu ai promis. Și Dumnezeu așa a făcut peste câțiva ani de zile. Sigur că povestea noastră e lungă, dar s-a întâmplat ceva, un alt, de fapt, eveniment important în viața mea a fost în anul 2004 m-am căsătorit. Dacă până în 2004 am fost singur și mă rugam lui Dumnezeu singur pentru o locuință, pentru a mă descurca din punctul acesta de vedere al vieții, de aici încolo s-a alăturat și soția. Și ne-am rugat lui Dumnezeu, Doamne, ne-ai promis că ne vei da o casă, dă-ne o casă. Noi mergem la lucru, facem tot ce ține de noi, adică suntem responsabili de viața aceasta, nu așteptăm să ne facă Dumnezeu așa cum o dau din cer, să ne coboare casa din cer și noi să nu facem nimic. Am mers la lucru, am făcut tot ce ține de noi, ne-am împlinit responsabilitățile
care țin de noi ca oameni. Și cu toate astea, a mai fost un alt eveniment sau un impas în viața noastră ca și familie. Deci 2004 ne-am căsătorit, urmează 2007. Din nou o bornă foarte importantă în viața noastră. În 2007 stăteam deja în chirie de câțiva ani de zile, de 3 ani de zile stăteam în chirie și nu avem casa noastră. Ne-am uitat în spate și am zis, Doamne, dar în urmă cu ceva ani, în anul 2000 ne-ai promis că mi-ai promis mie în contextul acesta, ca să vorbesc la personal, că era vorba de mine personal atunci, că o să ne binecuvintez cu o casă, cu realizare materială. Și uite, stăm în chirie, Doamne, a uitat cumva promisiunea cu privire la noi? Nu, noi am ajuns la un moment dat, nu chiar să ne îndoim, dar cumva să zicem, Doamne, dar ne-ai promis și nu se vine promisiunea. Au trecut 7 ani. 7 ani au trecut, Doamne, și promisiunea care Tu ai promis-o, nu s-a realizat. Doamne, noi credem în promisiunea Ta în continuare, dar vrem să ne dai din nou o speranță, să ne dai o lumină, o călăuzire vis-a-vis de ceea ce trebuie să facem în continuare. Și atunci am mers înainte lui Dumnezeu prin rugăciune și am zis, Doamne, vrem să ne vorbești cu privire la ceea ce vrei Tu să faci în continuare, cu referire chiar la promisiunea care ne-ai făcut-o. Am venit înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, am rugat pe părinții mei să se roage, am postit, am rugat, noi obișnuim să și postim când ne rugăm și avem cauze speciale. Și am stat înaintea lui Dumnezeu și am spus lui Dumnezeu următorul lucru. Și rugăciunea noastră a sunat ceva foarte simplu și foarte direct. Doamne, vreau să-mi vorbești cu privire la cauza aceasta, prin orice mijloc, dar atunci când îmi vorbești Tu, să știu că Tu mi-ai vorbit. Nu contează prin ce mijloc ales să-mi vorbești, dar să fiu conștient că glasul Tău este cel care îmi vorbește, specific la această cauză. De ce era important pentru tine ca Domnul să-ți vorbească? Era ca o rămpospătare a credinței mele și ca o rămpospătare a promisiunei sale. Oare cum ajungeam într-o stare în care, nu neapărat că m-am îndoit, dar parcă timpul acesta de 7 ani a fost prea lung. Și eram într-o stare în care aveam familie, aveam primul copil și la un moment dat am zis, ok, suntem în chirie, ne descurcăm, nu avem lipsurile, că putem să ne descurcăm din punctul acesta de vedere, lucram, totul era ok, dar totuși promisiunea nu venise. Și parcă noi am vrut să forțăm promisiunea lui Dumnezeu, am vrut oarecum să, noi avem o expresie așa, forțez mâna lui Dumnezeu. Eu cred că Dumnezeu are timpul Lui când împlinește promisiunile. Iar noi trebuie să ne bazăm pe promisiunile Lui și nu pe timpul nostru, ci pe timpul Lui. Dacă pot să spun așa. Și? Ai primit mesajul? Și am primit mesajul din partea lui Dumnezeu. Ce s-a întâmplat mai departe este că lucram la o fundație umanitară pe vremea aceea și am plecat spre locul meu de muncă. În poarta fundației unde lucram, la acea instituție unde lucram, am întâlnit cu un vecin care stătea vis-a-vis de acea fundație. Era un nenea mai în vârstă, un om mai în vârstă, pe care îl respect și l-am respectat, care era cunoscut, acolo ne cunoșteam, vorbeam între noi, aveam o relație, așa, eu fiind un ardelean vorbitor, adică vorbeam mult, el fiind un oltean vorbitor care vorbea mult în sensul ăsta, ne-am prins într-o discuție, ce faceți, cum sunteți, cum mă mai duceți, el în vârstă, cum mai duceți cu sănătate, cum e viața noastră, el iară cu mine, cum ești, am zis, am avut o discuție foarte amicală cu el și foarte, așa, ca între doi vorbăreți, dacă aș putea să spun așa. Și la un moment dat, omul acesta, dintr-o dată, se oprește din discuție. Se întoarce spre casă, adică spre casa lui și spune așa, vezi tu casa aceea? Aceea va fi casa ta. Aici a fost glasul lui Dumnezeu. Omul acesta n-a știut ce spune în momentul acela, cum realizez că ești în fața ta și mă uit la tine, realizez că a fost vocea lui Dumnezeu și glasul lui Dumnezeu pentru noi. Și în continuare discuția a decurs normal. L-a întrebat atunci de ce, cum? Nu, el nu era un om care frecventa o biserică anume. Nu era un om care era religios din perspectiva aceasta, cum spunem noi, a credinței creștine. Dar am știut în momentele acelea că Dumnezeu
a transmis mesajul potrivit cu rugăciunea pe care noi am făcut-o. Doamne, răspundem prin orice mijloc și când Tu îmi vei alege mijlocul să știu exact cât Tu mi-ai vorbit. Am fost convins că Dumnezeu a vorbit prin omul acela. Și că acea casă va fi a ta. Și acea casă va fi a noastră. Ce a urmat mai departe este că... Erați apropiați la momentul respectiv sau... Nu, eram apropiați, dimpotrivă, eram doar vecin. Era vecinul de la locul de muncă al meu. Era vecinul cunoștințe, de la locul de... da? Deci doar nici cunoștințe, măcar prieten. Cunoștințe, nu rude, nu apropiați, nici măcar într-o relație foarte apropiată. Chiar aveam niște colegi care erau mai în vârstă ca mine și faptul că ești mai cu cineva mai vârstă, ești mai, poate mai relaționar într-o anumită, să zic, în anumit fel, într-un anumit fel. Eu nu aveam o relație, eu fiind mai tânăr, eu aveam o relație normală, ca între vecini. Dar cu mine n-am avut o relație mai specială, chiar cu colegii mei aveam o relație mai specială. Lucrul acesta pe mine m-a surprins. El știa că tu nu ai casă? Știa lucrul acesta. Uh-huh. Știa lucrul acesta despre mine că nu am casă și ce a urmat este că din momentul acela am fost 100% convins că va fi casa noastră. Și dacă ne-a rugat lui Dumnezeu pentru o casă la modul general, interesant, ne-am rugat lui Dumnezeu pentru casa aceea specific. A zis, Doamne, ne-am rugat pentru o casă perioadă. Pentru că Tu ne-ai promis lucrul acesta. Iar de aici, de la acest semn, de la acest cuvânt al Tău, ne vom ruga specific pentru casa aceasta. Și voi face următorul lucru. Nu voi linguși pe omul acesta, nu mă voi apropia de el, nu mă voi pune pe lângă el, cum obișnuim noi așa în limbajul nostru, așa mai popular, te pui pe lângă cineva ca să dai mai bine, ca să... am stat la distanță, am zis, Doamne, dacă faci o minune, vrem să fie o minune a Ta, știm că nu va fi un merit al nostru, ci va fi ceva ce ai făcut Tu, cu adevărat, să fie minune 100%, fără intervenție umană, ci să fie o minune supranaturală, cum de fapt minunile toate sunt supranaturale. Așa e. Intervenție supranaturală. Ne-am rugat lui Dumnezeu. Din momentul acela specific pentru casa aceasta. Ce s-a întâmplat mai departe este... Ți-a plăcut casa? Poftim? Ți-a plăcut casa? Sigur. Era într-o zonă foarte frumoasă, era casa ok, într-o zonă orașului foarte bine așezată. Și din momentul acela am văzut oarecum promisiunea lui Dumnezeu încet, încet împlinindu-se. În anul 2009, un reper foarte important, m-am ocupat de un grup de studiu și în grupul acesta de studiu am ținut câteva studii despre darurile spirituale. Am ajuns la darul de profeție și într-un mod special am zis, ok, teorie și ca teorie, dar eu consider că există și astăzi oameni pe care Dumnezeu folosește cu acest dar. Și am să chemăm câțiva oameni din felul acesta între noi aici să vorbim cu ei, să facem studiu cu cei care au darul de profeție. Și bineînțeles, am făcut lucrul acesta, am chemat pe cineva acolo și am discutat și am avut un mesaj profetic, personal. Și mesajul profetic s-a îndreptat spre mine și a zis, va fi un timp scurt în care Dumnezeu te va binecuvânta material. Eu care știam pentru ce mă rog, știam că la asta se referă mesajul. Ok, stăm să analizăm, să facem studiu, inclusiv pe ce s-a întâmplat acolo. Și la un moment dat, persoana respectivă s-a îndreptat înspre mine și a zis așa, Dumnezeu mi-a dat o vedenie supranaturală vis-a-vis de tine și în completare la acest mesaj profetic care l-am adus în dreptul tău. Și a spus așa, în dreptul tău am văzut o casă cu două geamuri la poartă, spre stradă, de fapt, și cu copaci la poartă. Dă-mi voie să spun, bărbat fiind, în momentele acelea, am început să lăcrimez. Și a spus, soră, că era o soră, de fapt, ne rugăm lui Dumnezeu specific pentru casa aceasta de 2 ani jumate. Și ăsta e răspunsul la rugăciune. M-am înfiorat așa în sufletul meu și am început să lăcrimez, văzând că Dumnezeu, fără să știe persoana respectivă, fără să știe cineva din grupul respectiv că ne rugăm pentru casa aceea specific, cu acele două geamuri spre stradă, cu copacii de la poartă, nu știa decât, din potrivă, noi le-am spus la câteva familii din cadrul bisericii noastre că ne rugăm pentru o casă în zonă cu biserica. A zis, măi, noi ne rugăm pentru o casă în zonă cu biserica și cred că Dumnezeu ne va binecuvânta. Pare ciudat, adică, bă, voi sunteți ăștia, știi, prea copilăroasă e credința voastră. Nu, noi mergeam pe promisiunea lui Dumnezeu și știam ceea ce se întâmplă în relația noastră cu Dumnezeu.
Și am mărturisit, de fapt, anticipat că Dumnezeu ne va da o casă în zonă cu biserica. De fapt, a fost o mărturisire a credinței, chiar în fața celor prieteni de familie ai noștri. Sigur că sunt multe lucruri care am putea să vorbim, că experiența este mult mai vastă, dar vreau să rezum și să mă duc înspre finalul ei, cum s-a împlinit această promisiune. Fetița noastră s-a născut undeva în vara acelui an și am zis, ok, noi nu avem rude prea multe prin Timișoara, vreau, când avem binecuvântarea fiicei noastre, să invităm la noi în familie, tocmai pe vecinul care este de acolo, de la locul de muncă unde locuiește, în zona aceea, unde lucrez eu, vecinul de acolo. Și l-am invitat la mine în familie. S-a bucurat foarte mult că l-am băgat în seamă, cum spunea el, m-ai băgat în seamă, m-ai chemat la tine în familie, la masă. Pentru mine a fost extraordinar. Și a reținut unde locuia. Ce s-a întâmplat este că au trecut încă vreo câteva luni, vreo două luni de zile de când a fost la noi în familie și n-am să uit ziua și n-am să uit ora, 26 noiembrie, ora 6. 6 dimineața? 6 dimineața, 2009. A sunat interfonul, dormeam la acea oră și cineva răspunde la interfon, eu sunt. Persoana respectivă se prezintă. Wow, ce s-a întâmplat? S-a întâmplat ceva? Eram cumva bulversat de ce caută la mine, la s-a întâmplat dimineața. Ceva cu dânsul, s-a întâmplat ceva. Eram ceva foarte așa, era aproape speriat, aș putea să zic că s-a întâmplat. Mai ales că am fost trezit din somn. A intrat la mine în casă, m-am dus după el, a venit la noi în casă și a spus următorul lucru. M-am gândit bine, am vrut să-ți fac o surpriză. Iar surpriza pe care vreau să-ți o fac este că vreau să-ți vânție casa fără niciun ban. Wow! Cum așa? Nu m-am gândit foarte bine la lucrul acesta, am analizat și m-am gândit că e lucrul ăsta cel mai bine, să-l fac cel mai bine pentru tine. Asta vreau să fac eu. Pentru tine vreau să fac lucrul ăsta. Noi știam, de fapt, că Dumnezeu e la mijloc în toate lucrurile, în toată lucrarea asta, dacă pot să o numesc așa, lucrarea lui Dumnezeu. Știam că Dumnezeu e în spatele și Dumnezeu l-a trimis la mine și că Dumnezeu a făcut în felul acesta. Bineînțeles, am sunat un avocat în dimineața acelei zile. Wow, avocatul s-a bucurat și mi-a tras atenția asupra unui lucru. Știi cât te costă actele la contractul de cumpărare-vânzare? Cât costă actele? Costă foarte mult, e o sumă foarte mare. În vremea aceea erau 166 de milioane de lei vechi erau. Deci erau mulți bani în perioada aceea. Și am zis, bă, dar nici banii ăștia nu i-am, 166 de milioane de lei vechi. Nu i-am banii ăștia. Și atunci nenea respectivă a zis, ok, nu te îngrijora, pentru că eu am și banii. Să plătesc contractul de cumpărare-vânzare. O să-ți plătesc eu contractul de cumpărare-vânzare. Nici o problemă. Ți-a spus de ce vrea să facă lucrul acesta? Nu mi-a spus într-un mod specific, dar eu am înțeles. El nu mi-a spus într-un mod. El a zis că așa a simțit el, așa trebuie să facă. Eu știam că în spatele simțirii lui, în spatele alegerii lui, în spatele motivării lui... Bun, spuneai că nu e un om religios. Nu era un om religios. Cum și-a justificat decizia? Soția lui a fost o femeie religioasă. În același timp, mi-a urmărit oarecum comportamentul, modul meu de a fi. Și a văzut că sunt un băiat credincios din perspectiva credinței creștine și a văzut calități la mine, a văzut lucrul acesta și știa și că nu am. El așa oarecum a motivat din perspectiva lui, mm-hmm. Dar eu știam că dincolo de motivația lui Dumnezeu. Și motivele lui sunt de fapt Dumnezeu la mijloc în toată problema aceasta. Ce s-a întâmplat este că în ziua respectivă am fost programat la notar. La ora 2 am fost programat la notar. Deci dimineața a fost la mine la ora 6, la ora 2 eram deja programat la notar. Cu banii în valiză, în portofel, ca să mergem să plătim contractul de cumpărare-vânzare. În fața notarului a fost întrebat, uite, ce faceți? Sunteți în vârstă? Vindeți casa? Cum vindeți așa casa? Unde să stați după aia? Și a zis, nicio problemă, eu am hotărât să vând casa și să rămân în continuare acolo. Dar
nu vrei cu uzufruct, să fie cu uzufruct, pentru că tu vei locui, vrei să locuiești în casă. Nu vreau lucrul ăsta. Păi de ce? Și ce înseamnă lucrul? Dar cum să nu? Sunt conștient ce înseamnă lucrul acesta. Cât timp voi trăi eu în casă, să nu mă dea cineva afară și ca să fie tot ok și să, pentru mine să fie bine până voi pleca din lumea aceasta și așa, eu să am un cuvânt de spus. Nu vrei lucrul ăsta? Nu. Păi de ce nu vrei lucrul acesta? Am încredere de plină în băiatul ăsta. Am încredere de plină în băiatul ăsta. Din nou a fost o dovadă că Dumnezeu a fost în spate. A fost în spate. Și mi-a făcut contractul de cumpărare și vânzare, mi-a vândut casa și am devenit proprietarul unei căși a unui om care nu m-a cunoscut înainte, foarte mult și foarte bine, a unui străin care din perspectivă umană eram străin pentru el. Nu am fost omul care m-am dus să-l întrețin și apoi el mi-a dăruit casa, nu, ci înainte de a avea și nici măcar pretenția, n-a fost pretenția, la un moment dat a spus el așa, eu am dăruit lucrul ăsta ție, dar nu am făcut lucrul acesta ca tu să mă întreții, eu cred că mă voi întreține singur. Și Cristina, trebuie să spun că așa a fost, omul acesta s-a întreținut singur, nu a vrut, l-am ajutat bineînțeles în lucrurile care depindeau de ajutorul meu și eram tot timpul o binecuvântare de multe puncte de vedere pentru el, dar a fost un om care a zis, eu vreau să nu te simți obligat față de mine. Incredibil. Ceea ce din nou m-a marcat. Sigur că pentru mine era obligație morală, sigur că pentru mine era obligație creștină chiar, principială ca să fac lucrul acesta și am făcut-o cu mult drag, dar nu a fost o nevoie specială a lui ca să pot să-l ajut într-un mod special pe el. El era sănătos atunci când a făcut. Era sănătos și voi a fost sănătos până a decedat. A fost sănătos. A mai trăit încă 10 ani cu noi împreună, un om extraordinar. A trăit acești 10 ani împreună acolo. Împreună. A fost pentru noi o binecuvântare, noi am fost pentru el o binecuvântare. Și într-o duminică, când am plecat la biserică, m-a condus pe drumul spre biserică, cumva mi-a deschis poarta, mi-a închis poarta după mine și când am venit de la biserică, a făcut infart și l-am găsit decedat. Așa și-a sfârșit viața, ne-am rugat pentru el, l-am binecuvântat, am fost o binecuvântare pentru el și în felul acesta și Dumnezeu ne-a binecuvântat pe noi. Am tot respectul pentru astfel de oameni care îi folosește Dumnezeu și sub forma aceasta. În același timp, suntem recunoscători lui Dumnezeu și mulțumitori lui Dumnezeu pentru minunea pe care a făcut-o în viața noastră. Este o minune. 100%. Este o minune. Este o intervenție supranaturală. Nu este nici efortul nostru, nu este nici meritul nostru, am spune, este meritul nostru. Nu. Este dovada purtării lui de grijă. Este dovada binecuvântării sale. Este dovada împlinirii promisiunilor sale. Un astfel de Dumnezeu în care te încrezi și care nu te înșală atunci când promite ceva. Avram, de ce crezi că Dumnezeu v-a dat casa asta? De ce a lucrat Dumnezeu în felul acesta cu voi? Stați oameni fără casă. Eu cred că ai o întrebare foarte bună. Dumnezeu a avut ceva special pentru noi. M-am pus în situația în care alții n-au casă. M-am pus în situația prezentă, am zis, ce-ar fi să n-am casă? Totuși am casă și, am realizat un adevăr și anume, trebuie să trăim pe pământul acesta ca și cum n-am avea casă. Pentru că casa noastră adevărată e Iisus în cer. Așa e. Trebuie să trăim pe pământul acesta ca și cum Dumnezeu nu ne-ar fi dăruit o casă. Dar în contextul acesta în care Dumnezeu ne-a dăruit casa aceasta, trebuie să trăim ca și oameni care ne-au dăruit o casă pentru că așa o decizie El. Pentru că asta a fost voia Lui. Pentru că El e bun. Pentru că El a promis asta. Specific a promis lucrul ăsta. Și am considerat că Dumnezeu a decis că a vrut El lucrul ăsta. Că, sincer să fiu, n-aș putea să dau un răspuns categoric la acest, un răspuns general, așa cum le-am dat și răspunsul general, aș putea să dau, dar un răspuns categoric n-aș putea. A fost decizia lui Dumnezeu să lucreze în felul Sigur. Acesta. Dumnezeu lucrează în feluri diferite. Lucrează la alții, poate le-a luat o casă ca să le dea casa de sus. Poate că nu știu să prețuiască casa de jos. Îmi spunea cineva odată, Avram i-a primit o casă de la Domnul. Da? Slavă Domnului, am primit de la Domnul o casă. Vezi că acum este marele test pentru tine. Cum administrezi această binecuvântare a lui Dumnezeu? Cum te raportezi la Dumnezeu care ți-a dat casă? Sigur că pentru noi trebuie să fie o mulțumire necurmată. Pentru noi o dovadă a purtării de grijă. Pentru noi o mărturisire, ca alții să audă și să știe
Că uite, Dumnezeu lucrează sub forma aceasta. Chiar răspund la un răspuns simplu, la o rugăciune simplă. Dumnezeu poate să lucreze. Și sunt multe motive și multe alte cauze la care Dumnezeu ne răspunde la rugăciune. Eu cred că asta este una din ele și vreau să fiu o binecuvântare pentru alții. Și ești deja o binecuvântare. E o poveste miraculoasă unui răspuns la rugăciune, în condițiile în care nimic n-ar fi putut să ofere o asemenea variantă. Nici în cele mai frumoase scenarii nu și-ar putea imagina cineva să vină să-ți vândă o casă cu zero bani. Un străin. Să-ți plătească și taxele și să nu îți ceară absolut nimic în schimb, nicio obligație, nici îngrijire sau eu mai știu ce alte pretenții. E pur și simplu miracol, 100%. Slăvim pe Dumnezeu. Miracolul vostru. Până la urma urmei, Dumnezeu nu casa v-a dat, ci miracolul. Putea să-l lege de orice altă experiență, de vindecare, de venirea unui copil pe lume, de orice altceva. Ideea este că adevăratul cadou în povestea asta este miracolul. Miracolul Dumnezeu însuși, că El este partea miracolului, Dumnezeu însuși. Pentru noi, Dumnezeu a fost dincolo de minunea primirii căștii, dincolo de orice alt lucru, este că Dumnezeu este Dumnezeu real, care răspunde într-un mod real la rugăciuni, care se implică în viața noastră. El nu stă doar în cer acolo și noi aici pe pământ pierduți prin mulțime, pierduți prin tumultul vieții. El este cu noi și când vrea să lucreze într-un fel sau altul, El o face. Important e să fie voia Lui. În dreptul nostru, cel puțin, a fost voia Lui Dumnezeu. Și lăudăm pe Domnul pentru asta. Încurajatoare. Avram, mulțumesc pentru experiența aceasta. Sunt încurajată. Sper că așa sunt și dorim cei care să fie o binecuvântare pentru toți care ne ascultă așa și ne să văd. Fie, așa să fie. De obicei, la finalul interviurilor, îi întreb pe invitații mei ce te-a învățat despre Dumnezeu, care sunt lucrurile care L-au transformat, dar tu deja mi-ai oferit aceste răspunsuri. Deja sunt. Da, e evident ce te-a învățat Dumnezeu și ce ne-a transmis fiecăruia dintre noi. Dumnezeu vorbește în mod real astăzi, acționează și face minuni astăzi. Noi suntem beneficiarii acestor minuni, exact. Și trebuie doar să îndrăznim, să credem, să cerem, să sperăm, să așteptăm, să vorbim, să interacționăm cu El, să nu încetăm să ne rugăm. Mulțumesc pentru aceasta. Avem de face cu Dumnezeu real. Așa este. Slăviți să fie El pentru toate. Sper ca fiecare dintre toți cei care ne-ați urmărit în decursul acestei jumătăți de oră să fi prins această idee. Dumnezeu îți vorbește chiar ție, chiar acum. Să fii binecuvântat.